Vă salut băieți și bine v-am găsit la o nouă prezentare de pe Mendro, serverul Țara Românească, un cont foarte, foarte mișto, deci n-am mai văzut de ceva timp un cont de mișto. Ăsta e un cont care e atipic. Și hai să ne uităm prima oară pe un subcaracter de-a lui. Contul are două subcaractere, adică, mă rog, platforma are mai multe conturi. Avem aici un ninja de nivel 105 cu alchimie mitică clară plus opacă full. Trei inventare deschise. Avem pet-ul ăsta, cred că nu știu dacă e tip 6 sau nu. Avem kit-ul ăsta de ajutor. Și cred că cam atâta. Deci voiam să vă arăt faptul că are și un ninja de nivel 105 pe platformă, cu alchimie pe el. Avem și conturi de cioburi, bineînțeles. Contul se dă cu tot ce e pe el. Ăsta e principalul, dar îl lăsăm la urmă, pentru că mai este încă un subcaracter destul de interesant acolo. Contul mai are și câteva chestii pe shop. Nu foarte, foarte multe, dar ideea e că are foarte, foarte multe iteme și sunt super mișto. Bun, pe lângă asta mai avem contul acesta de nivel 71, M9, 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 P-ul la atacul spiritului, cu un semion plus 9, niște chiulini plus 5, o armură de leu plus 8, mască de frică cu 10 semi. Deci cam astea ar fi pe acest cont. Biologul care nici măcar nu a fost început aici. Am uitat să vă spun, fraților, pe ninja avem și AKD-a de 60 de zile. Deci pe ninja avem și AKD-a de 60 de zile. Nu avem nimic aici. Deci lucru foarte bun că avem și AKD-a de 60 de zile. Ok. Și acum hai să trecem la contul pentru care cel mai probabil ați intrat pe platforma, pe videoclipul acesta, băieți. Un Sura, Doamne ferească, bă, nici nu mai știu. Un șaman leac full peuri cu o alchimie destul de bună, cu full iteme, după cum se poate vedea în inventar. Și chiar sincer să fiu, sunt foarte, foarte curios dacă o să vă placă cum o să dea șamanul ăsta și eu sunt curios dacă o să-mi placă cum o să dea. Știu că mulți dintre voi m-ați întrebat, bă, te icre pe Țara Românească, mai aduci pe Țara Românească? Și am zis, bă, nu prea aduc și pe Țara Românească, dar contul ăsta, mă, n-aveam cum să nu-l prezint. By the way, fraților, fac prezentări free acum de Paște și dacă doriți și voi o prezentare free, mă puteți contacta pe Instagram, RavenTKPR, unde acolo mai e activ și un giveaway. Bun, giveaway-ul cred că o să-l extragem duminică, mai mult ca sigur. Pentru că am și eu ceva treabă și de asta mai filmez clipuri acum, ca să fim și noi asigurați cu content până duminică. Bun. Intrăm aici tank în ei. Știu că vă e dor de niște clipuri pe serverul nou, pe Links, dar cred că o să trebuia să las pe auto mai un interval mai lung de timp acel cont. Și na. Bun, băieți, hai să începem prima oară și noi cu prezentarea alchimiei, unde avem un diamant excelent. Paguba abilității, apărare magică, valoare atac magic. Dar, de fapt, stai așa puțin, pentru că mai e încă ceva pe acest cont. Hai să dăm un schimbă. Mai avem conturi de farm de nivel 71 odată, plus încă o șamancă de nivel 71, băieți, cu G4. M10, asta nu știu ce face, sincer să fiu. Ia. Maestrul leac întărit de INT. Ah, ba da, ok, credeam că au băgat de cealaltă skill. Deci, șabancă de level 71 cu G4, M9, M10, M9. Cu ceva alchimie pe ea, deci PVP și asta. Și e acolo. Adică chiar poți să te distrezi super bine cu acest cont. By the way, fraților, dau Yang pe Carpathians, pe Yang aici. Stai așa să dau Yang un Carpathians pe aici. Dau un Carpathians pe aici, dacă e cineva interesat, mă poate contacta pe Insta RavenTKPR sau pe Discord Taker #8837, băieți. Bun. Linia de chat, costumul de aur.
Ok, o să ne uităm și la iteme, pentru că sunt și eu foarte curios, băieți, deci nu m-am uitat absolut deloc la niciun item, pentru că am zis, bă, ori intru tank în clipul ăsta fără să mă uit la niciun item, fără să fac niciun PvP, ori mă uit și deja știu la ce să mă aștept, dar nu vreau să mă aștept la absolut nimic, doar uitându-mă la ce e în inventar. Sunt sigur că o să fie un clip forță, cu un cont PvP care o să rupă, pe lângă faptul că avem și Acadeaua Magică de 16 zile plus Acadeaua Poșnoasă de 9 zile, deci cine o să-l cumpere o să fie destul de fresh. Bun, hai să dau un schimb, CH-ul. Ok, bineînțeles că ne-a dat eroarea aia, mama e de treabă, dar nu e bai. Așa. Ok. Bă, băieți, și acum, lăsând Caterinca la o parte, pe Lynx am început noi forță, dar am început forță datorită vouă și datorită live-ului în care noi chiar am rupt topurile. Și anume, live-ul cu Mina de Aur. Vreau să vă mulțumesc super, super mult pentru toți membrii. By the way, fraților, dacă doriți să ajutați și voi canalul, nu uitați de membru acela nebun. Tank rusesc, niciodată nu obosesc. Pentru că chiar e super fresh. Și, bă, chiar e acolo. Mă ajută la comunitate. Ne apropiem de 6.000 de abonați și vă mulțumesc super, super mult pentru toată susținerea. Bun, hai că am intrat în Pyung Mo acum. Nu știu dacă are pet contul. Ok, deci avem aici o maimuță cu rezistență, sura rezistență war. Mai avem aici, te iau pe Carvajal, ok. Un rasador cu rezistență ninja, berserker și antrenament. Ok, hai să o folosim pe asta. Deci contul nu are pet. Ca să zicem așa că ar fi asta un minus, faptul că nu are pet. Biologul era tăblița de 11 până acum și hai să ne uităm și noi puțin la iteme. Deci avem felul următor, băieți. Alchimie. Diamant excelent. Bug abilității apărare magică, valoarea atacului magic. Onyx, pătrundere corporal săgeți. Granat cu dublu PM. Safir, tare war, sura ninja. Jad, opac, dublu PV. Rubin, full PVP. Evantai Dragon plus 9, 10 semi, 8 putere. Evantai Dragon plus 8, 10 semi, 8 dex, 3 otravă. Evantai Dragon plus 9, cu valoarea atacului magic la 6-7, 8 blocare, 5 atac sângeros, 5 semi, 8 int. Evantai Dragon plus 8, 10 semi, 5 pătrundere, 8 otravă. Clopot Spirit Dragon, 10 semi. Clopot Orhidee, 38 medie. Clopot Zodiac plus 8, 12 medie, deci ăsta e de schimbat. Cercei Smaral plus 8, 20 diavol. Papuci de foc, colier, bine, asta e setul PVM. Da, pălărie 15 vânt 10 diavol, cum am spus, setul de PVM. Brățar din turmalină 2 plus 8, 2K 10 magie. Brățară smarald 1K 15 magie. Cercei de abanoș 15 sabie, 15 gheare, 3 semi. Cercei lacrima cerului 15 săgeți. Cercei de safir plus 8. Mamă, ăștia-i folosim azi, clar. Mamă, cât de frumos. Sunt 15 sabie, 5 semi. Foarte frumos. Colier granat plus 8. Un KPV, 5 blocare, 10, 10 pumnal. Colier smarald, un KPV, 6 mâini, 15 sabie. Îl folosim pe ăsta azi. Colier de ametist, 2K, 15 evantai, 5 pătrundere. Colier lacrimă plus 6, un KPV, 15 sabie, 15 săgeți, 5 critică. Papuși Chiulini, 1500 PV, 15 pumnal, 15 gheară, 10 critică. Papuși de apă, 15-15-10. Încă o pereche de papuși de apă. Cu 1500 PV, 15 gheară, 10 mâini. Papuși ăștia, 1000 PV, 15 sabie. Mamă, ăștia cât de frumos sunt. Papuși Chiulini, 10-10-15-15. Frumos, într-adevăr. Papuși Chiulini, 1500 PV, 15 gheară. Papuși Chiulini, 1510 sabie, 15 mâini. Încă un colier de rubin plus 8. Colier de turmalină plus 8. Papuci euforici 15-15-15. Scutul leului imun 8 int 10 semi. Scut cei 3 împărați imun 20 diavol.
Scutitan plus 8, 10 semi, o să, okay, o să folosim pe ăsta pe noi azi. 10 semi, 6 in, 6 putere. Scutul tigrului plus 9, Vultur plus 9, armură 2 KPV, 15 mâini, 15 evantai, costum de aur plus 8, armură 1 KPV, 15 magie, 10 pumnal, armură 1000 PV, 15 clopot, 50 atac, încă un, mamă, ok, o poți dat 1500 PV, 15, 15, oțel 500 PV, 10, 10, 10, mamă, cât de frumoasă e posedata asta, pentru care bonusul rezistență la magie plus 10% din valoare totală, foarte fain. Mai avem aici încă o haină, încă un oțel cu haina armoniei plus 6, ok, cred că pe ăsta o să-i folosim. 2 KPV, 10 sabie, 10 săgeți, 15 pumnal. Încă unul aici, 1 KPV, 10, 15. O pereche de cercei de rubin, 10, 10, 15. Încă o pereche de cercei lacrimă, 10 semi, 10 sabie. Cercei de amănos, 5 semi, 15 pumnal, 10 semi. Bă, cam ăsta e contul. Hai să vedem și cam cum dăm cu el. Nu o să bag niciun side, băieți. Deci nu o să bag nimic. Contul o să fie cu damage-ul gol. Pentru că, sincer să fiu, sunt tare curios. A, și mai avem și Eșarfă Lord de 21%. Ia să vedem. 25k. Mamă, băi, dar dă ceva. Deci chiar dă ceva, ăsta e cu 20k mai de viața mea, bă, dăm binișor. 25k. Deci stai așa, eșarfă lor de 21 cu, nu știu ce e asta, dar cred că e ceva beta de sura sau, a, bă, nu e, cred că e vantai beta, mă, de 21 cu dublu semi, cred, dar nu cred că e plus 9. Oricum, bă, foarte, foarte mișto. Gâgâ nebunule. Mersi frumos, bro, dar te-ai făcut roșu. A, nici măcar nu știu... Nu sunt proprietarul contului pe cont să știu mai multe detalii. Ia uite pe asta. S-a dus. Mă, dar nimeni să fie un PvP mine. Mi-am ales și o oră destul de neinspirată pentru PvP. 34k. Bă, e foarte, foarte frumos, bă, băieți. Deci contul ăsta rupe, efectiv. Chiar rupe. Îmi pare rău că nu am cu cine să dau și eu un... Ești? Gâgă nebunule, te-ai făcut roșu, thanks. Bum, 34k. A, și să nu uiți, avem și talismanul, 10 semi, 3 semi, apărare plus 5%. Deci suntem aici pe ele, măi. Chiar suntem pe ei. Hai să vedem la depozit dacă mai e cineva. Dacă nu, cred că o să opresc... Ia uite, mă. Benin Jurâ. 27k. Oricum, și cu pet, și cu... Încă câteva lucruri, contul clar va crește damage-ul. Dacă băgăm un site, deja nu mai zicem. Po, băieți, cam atât cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare, noi să ne auzim cu bine, v-am pat. Ceau!